Doamnelor, domnilor, continuăm programul informativ actual cu noutățile despre starea vremii prezentată de colega noastră Constanța Filimon. Bună seara, doamnelor și domnilor! În această noapte ne așteptăm la temperaturi primăvaratice. Cerul va fi descoperit în majoritatea teritoriului românesc. Se vor înregistra câte 4 grade la Timișoara și Oradea, 7 grade la Târgu Jiu, câte 5 grade vor fi în termometre la Constanța și Galați. În Transilvania, temperaturi mai scăzute, 2 grade vom avea la Mercurea Ciuc. În nordul și centrul Moldovei, temperaturile vor oscila între 2 și 5 grade Celsius. Minima de 2 grade o vom întâlni la Ștefan Vodă, ceva mai cald la Suceava și Iași, câte 3 grade. La Ocnița și Bălțe vor înregistra 5 grade Celsius, 4 grade la Chișinău, 7 la București. Mâine ne așteaptă încă o zi călduroasă, dar ploile rămân încă în peizaj în vest și nord-vestul țării și precipitații mixte pe crestele montane înalte. În rest ne putem lauda cu temperaturi ridicate, dar și cu aderi slabe de vânt. 15 grade în cel mai important oraș al Banatului, la Timișoara, 14 la Sibiu, Brașov și Baia Mare, dar și în capitala Ardealului, la Cluj-Napoca, respectiv 13 grade Celsius la Mercurea Ciuc. În Moldova se anunță o vreme destul de caldă cu cer variabil. 14 grade se vor înregistra lângă plopii fără soța lui Eminescu de la Iași, la Piatra Neamț, dar și la umbra cetății de scaun al lui Ștefan cel Mare de la Suceava. 13 grade vor fi la Ocnița, Bălți și Galați, respectiv 12 se vor resimți la Ștefan Vodă. Vântul va fi mai activ în sud-estul țării, iar seara și noaptea de joi spre vineri o să plouă pe zone întinse din sud și în sud-est. În Oltenia se anunță precipitații slabe cantitativ, iar vântul va sufla slab. 16 grade se vor registra lângă coloana infinitului la Târgu Jiu și 14 în orașul din care Mihai Viteazul a pornit în istorie să unească toate pământurile românești, adică la Craiova. Intensificarea ale vântului se vor înregistra și pe litoral, dar și aici cerul va fi variabil spre senin. Temperatura maximă va fi de 12 grade la Tulcea și 7 grade la Constanța și în Muntenia vom avea parte de o zi caldă și frumoasă. 13 grade vor fi la Buzău, ca și în orașul Petroliștilor, la Ploiești, dar și la Brăila. Cu un grad mai puțin, 12, se va consemna la granița dunăreană cu răsadurile de gogoșarele bulgarilor, la Giurgiu. La Chișinău, meteorologii prognozează vreme frumoasă cu cer variabil. Temperatura maximă însă va fi modestă, fără de majoritatea localităților românești, de doar 12 grade, iar cea minimă de 2-4 grade Celsius. În capitala tuturor românilor, mâine temperatura va scădea ușor. Norii se adună treptat, iar seara și noaptea va ploua slab și trecător. Și pentru că formula cunoscută Chișinău și București, două inimi românești, este valabilă mâine și din punct de vedere meteorologic, capitala mare va copia performanța tehnică celui de-al doilea oraș românesc, ca mărime, și va avea o maximă tot de 12 grade, iar minime între 6 și 7 grade Celsius. Acestea au fost informațiile despre starea vremii. Sunt Constanța Filimon și vă mulțumesc pentru atenție. Ne găsiți și pe pagina de Facebook Meteo Actual. Și nu uitați! Prin oraș aud că lumea, mulți se miră și se întreabă cum de-au pus ziua femeii, tocmai într-o zi de babă. O seară bună se aveți! Mulțumesc, Constanța, Doamne...